2016. Așa cum suntem obișnuiți pentru început, am să vă rog să punem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă există discuții în ceea ce privește redactarea acestuia, vă rog să vă exprimați punctul de vedere. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Vă aduc la cunoștință faptul că ședința de astăzi este statutară. Lipsesc momentan doi consilieri. Domnul consilier Ilie, care este în ultimă și va fi plecat la București, dacă va reuși să ajungă în timp util, cu siguranță ne va onora cu prezența, și doamna consilier Olea Velenuța. Doamna consilier, n-am fost atent la primul punct, am o singură observație la procesul de bărbat și bărbat. Cred că s-a stricat o greșeală de dat demografie, pentru că la punctul 2, a fost favorabil pentru ca domnul Iaru să fie consilier local. Am văzut că în procesul verbal este comisia juridică a dat aviz nefavorabil. Și trebuie să fac rectificarea de ceva. Mulțumim pentru comandare. În continuare am să dau citire ordinii de zi a ședinței de astăzi. Un proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consilieri Aghinean Luminița și constat că și dumneavoastră este întârzie. Președinte de ședință pentru luna septembrie 2016, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și împărțire între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și orașul Cricova din Republica Moldova, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul al treilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și împărțire între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și orașul Edineț din Republica Moldova, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul al patrulea. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și împărțire între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și orașul Avangard, regiunea Odessa din Ucraina. Punctul al cincilea. Proiect de hotărâre privind concesionarea activității de transport public de călători prin curse regulate în orașul Târgu Ocna prin licitație publică pentru următoarele trasee. Târgu Ocna-Vâlcele, Târgu Ocna-Viișoara, Târgu Ocna-Poieni, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Colcescu, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al orașului Târgu Ocna, însușit prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării concertului de muzică rock Ride to Rock Old Town Festival, 2-3 septembrie 2016, în Parc Măgura, Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Și ultimul punct, ca de obicei 14, de data aceasta, punctul diverse. Cine este pentru această ordine de zi? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Să revin la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consiliere Aghinea Luminița, președinte de ședință pentru luna septembrie 2016, în vizul comisiei pentru urbanism. Alte comisii nu au avut.
Există discuții la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, vă rog să vă exprimați votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Avem la proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare și înfrățire între orașul Târgu Ocna, județul Bacău, din România și orașul Cricova, din Republica Moldova. Comisia juridică? Comisia juridică a fost favorabilă și ar trebui să facem o scurtă mențiune, care de fapt e valabilă și pentru următoare două proiecte, pentru că Ministerul Afacerilor Externe face referire concrete la măsurarea sintagmei înfrățire și textul proiectului, propune să fie scos această sintagmă de înțelegere, pentru că, pentru că are altă conotație. Dacă ne uităm în DEX, credem că explicațiile sunt mult mai clare. Și la orele propriu-zis ale școlii și cred că, pe termen lung, din punctul meu de vedere, e un câștig. Am dorit să clarific un aspect al acestei situații, în ideea că poate e de folos. Mulțumim. Trecem la următorul proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și orașul Avangard, regiunea Odessa din Ucraina, așa cum a zis domnul primar, nu mai apare sintagma Republica Ucraina. Comisia juridică? Și înfrățire. Da, aia am departat. Bun. Există discuții? Intervenții? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci, consilier, că este împotrivă. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind concesionarea activității de transport public de călătorii prin curse regulate în orașul Târgu Ocna, prin licitație publică, pentru următoarele trasee. Târgu Ocna-Vâlcele, Târgu Ocna-Vișoara, Târgu Ocna-Poieni. Comisia pentru Urbanism a dat aviz favorabil în unanimitate. Alte comisii, dacă au avut spre avizare acest proiect de hotărâre? Comisia economică, aviz favorabil în unanimitate. Există discuții la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Este cineva? Se abține cineva? Sunt făcut în unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Comisia pentru Urbanism a dat aviz nefavorabil și își dorește o amânare a acestui punct aflat pe ordinea de zi, având în vedere faptul că documentația nu este suficientă, avem nevoie de clarificări, poate la ședințele următoare reprezentanții ADIP-ului în cazul de față ulterior și pentru celelalte proiecte de hotărâre a ADIS-ului, poate vin să ne dea anumite informații suplimentare pentru a avea un punct de vedere mai clar. Comisia juridică și însușește, parcă am vorbit, același punct de vedere pe care îl are Comisia de Urbanism, dovadă și avizul este negativ, este favorabil, din aceleași considerente. Comisia economică, tot aviz nefavorabil, din aceleași considerente. Noi am vorbit. Mai dorește cineva să facă precizări sau să adreseze întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Nu, pentru urma care a prezentat. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu l-am prezentat împotrivă pentru clarificări. Pentru netrecere și pentru solicitare de clarificare. Da, da, da. Le-am precizat în poziția comisiei care s-au înțușit și ceilalți constat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare,
Bacău. Comisia pentru urbanism are aceeași poziție și la acest material, din aceleași considerente legate de documentație insuficientă și solicităm clarificări. Deci, aviz nefavorabil, ne dorim amânarea acestui material. Comisia judecătoare și răspund cu vedere de Comisia de urbanism, aviz nefavorabil. Comisia economică? Mai există discuții? Dacă nu trecem la vot, cine este pentru varianta executivului? Varianta executivului. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Punctul 8, aflat pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporal a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Comisia pentru urbanism a zis negativ, dorește amânare din aceleași considerente. Celelalte comisii? Comisia juridică a zis negativ în aceleași considerente. A zis nefavorabil Comisia Economică. Dacă există discuții, dacă nu susțin la vot acest material în varianta executivului, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Același poziție, aviz nefavorabil Comisia pentru Urbanism, aceleași motive. Celelalte comisii, vă rog? Același aviz nefavorabil, aceleași Comisia economică? Aviz nefavorabil și aici chiar trebuie discutat un pic pentru faptul că mi se propune acolo un preț, face analiza costurilor și acestui nou tarif, este inițiativa este primarul, care este absolut anormal. Adică chiar nu văd responsabilitatea ADIS-ului aici, în care ar trebui să-și manifeste, să-și facă analiză, să-și pună punctul de vedere, să-și asume responsabilitatea, să-și pună ștampila. Cine a făcut evaluarea? De ce? Cum? E adevărat că, până la urmă, instituția primarului trebuie să o înjurisească dacă o aprobă Consiliul Local și să o și explice cetățenilor, dar nu cred că este rolul primarului să explice și să-și asume asta, prețul și analizele care trebuie să le facă acest. Asta este o opinie de Consiliul. Mai dorește cineva să... Da. Domnul consilier, dacă cine este reprezentantul Consiliului Local? Consiliul local. Să avem reprezentant. Primarul. Nu rezultă nici lucrul ăsta de aia. Asociația este în asociere, localitățile sunt reprezentate de primar. Să obținu așa știu, domnul. Da, așa este. Așa este. Deci este reprezentarea executivul primăriei, nu de Consiliul Local. Trebuie lucrul ăsta pentru că în statutul ADIS-ului este un domn care e din Bacău. Fantază, Ciprian. Nu? Eu... Și nu are nicio legătură cu ceva de la de loc. Deci să ne hotărâm, e primarul sau el aici? Nu, nu, nu. Ala e puternice, nu? Aveți mai multe localități. Bun, acum urmează o mare întrebare la faci politica cu... Să vă întrebăm la cont. Mai dorește cineva, domnul consilier Mutu? Trebuie să constatăm că producție un lucru care mi se pare foarte interesant, în sensul că cei de la ATIS încearcă să ne convingă sau să convingă toți contribuabili din județul Bacău că anumite activități pe care se impune că la urmă, e o formă imperativă, dar trecută prin fiecare Consiliu Local, ca și cum noi am fi inițiatorii unui asemenea amendament la activitatea pe care o desfășoară ei. Nu mi se pare corect absolut deloc și din cauza aceasta trebuie să avem o poziție cât se poate de fermă față de ei. Trebuie să înțeleagă o dată pentru totdeauna că anumite decizii care se iau trebuie să fie și cu consimțământul nostru. Trebuie să ne rumegăm, să ne trecem pentru toate filtrele, de aia am și solicitat să fie amânat. Bine ar fi dacă la ședința următoare, dacă vor să avem un parteneriat, să fie la discuții cu noi, să ne explice. Avem atâția ani de zile de că suntem, facem parte din această asociație, de fiecare dată le-am atras atenția în legătură cu anumite disfuncționalități în cadrul acestei activități pe care o desfășoară ei.
Că în loc să mergem spre descentralizare, ne-au centralizat. E adevărat că scopul era foarte clar pentru a putea beneficia de fondurile europene care se pot aloca cu mai multă ușurință și într-o sumă mai mare atunci când ești în cadrul unei asociații, dar după aceea trebuie să desfășuri activitatea în mod autonom. Nu mă conduci tu toată viața de aici încolo, să nu știu, până când nu mai ai ce faci din toate investițiile care sunt făcute. Și o să vedeți că, la punctul următor, avem mai multe de discutat pe repercursiunile pe care le au de data aceasta asupra buzunarului fiecărui beneficiar de serviciile pe care le prestează. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu spun apăt, în varianta inițială, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri, conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din județul Bacău. Comisia pentru Urbanism a avis nefavorabil. Comisia dorește o... Comisia pentru Economică. Dorește cineva să mai ia cuvântul, domnul consilier Antonie? Pentru că acest punct este cel mai sensibil dintre toate, pentru că văd acolo că ne propun un tarif dublu față de cel actual și la un calcul simplu, având în vedere că un metru cub de gunoi crește cam 300 de kilograme, a rezultat pe metru cub cam 18 lei. Și noi vindem gunoiul cu 36, îl vindem, îl încasăm. Deci vă dați seama că depozitarea ar depăși 50%. Deci trebuie să fim foarte atenți când am aprobat un asemenea tarif, că nu s-ar mai încadra sub nicio formă cu transportul, în acest, și nu va mai fi nici posibil de suportat de populație. Deci 54 de lei pe tonă, transformat în metru cub, înseamnă 18 lei pe metru cub, o medie. Deci mai mult de jumate din tariful actual al gunoiului ar fi numai ca să-l ducem până acolo, între vorbă. E o perspectivă total nefavorabilă și aici trebuie lucrat, să vedem ce variante sunt. Mulțumesc. Altcineva, domnul consilier? Temul modalitățile pe care le-a folosit în stabilirea tarifului pentru tona de deșeuri depozitate la celula numărul 2, e documentată de către specialiștii pe care iau ei, dar vezi că de fiecare dată încearcă, parcă ar fi o societate, nu ar fi, acea celulă nu este în beneficiu nouă a tuturor cetățenilor din județul Bacău, cei care depozită în groaie la acolo. Ei vor să scoată și un profit, după părerea mea. Asta încearcă să facă. Cred că aici trebuie să umbli un pic, dar să nu ne așteptăm la surprize prea mari. Pentru că tendința de creștere a tarifelor la deșeuri va fi ascendentă de la o perioadă la altă. Deci credeți-mă că ne așteaptă o perioadă dificilă. Și Târgu Mureș, celelalte localități din județ și din țară. Și dacă noi nu vom ști să trecem la cealaltă problemă pe care o avem cu toți, gestionarea deșeurilor în fiecare localitate, să facem o sortare corespunzătoare, să ajungă la Bacău numai deșeurile cu adevărat cele care sunt menajere, care să fie depozitate acolo, vom avea costuri extraordinar de mari. Și de aceea, cred că și la ședința care va avea după aceea la ACA, trebuie să ne gândim foarte serios pe această temă, în ideea să încercăm să ne facem cât mai eficienți în ceea ce privește colectarea și mai ales depozitarea deșeurilor. E o activitate deosebit de importanță, care presupune bani foarte, foarte mulți, dacă până acum ați văzut ce costuri aveam și cam gâfâia compania numai pentru transport, la prețurile care le cer acum, gândiți-vă că include transportul și în afară de asta vine un alt cost care ține de transportul în sine, care nu va trebui să-l suportăm fără niciun fel de problemă. Mă gândeam eu și chiar îi propuneam și la colegii ei. Așa cum Adibu și-au propus să facă sistemul ăsta de încasare a apei, indiferent de distanța pe care o are beneficiarul, fiecare localitate în parte, tariful este același, deci eu nu fac la fel și la gunoaie. Hai, dom'le, nu contează că ești la Târgu Ocna, că ești în Bacău sau ești, eu știu, prin la Bucuș sau prin altă localitate,
ia cu totul, și transportul, și toate alte, și fără același tarif. Ca să scăpăm de toate celelalte probleme. Hai să încercăm să creăm aceeași unitate. Nu vor, pentru că partea de transport ține de altceva. Că discutăm despre un operator care ați văzut cu câtă greutate reușește să se impună pe piața bătoare. Avem probleme foarte mari cu celula 2 din cauza faptului că operatorul care a licitat nici până la ora actuală n-a reușit să-și intre în atribuție pe care le are. Deci încă se judecă și stau și suferă ceva de stații de transport de ani de zi. Și cu banii europeni, mai e o pic și între 5 ani de zile la data de la ăsta. A finalizat de lucrurile pe celul stații de transport. De asemenea, pentru această problemă, cred că trebuie să avem o discuție foarte serioasă cu cei care reprezintă AFIS-ul, ceilalți reprezentanți, și să luăm o decizie astăzi în legătură cu viitorul deșeurilor de localitatea noastră. E un problem foarte, foarte serios. Nu, consilier. De acord cu ce a spus domnul Puțu, avem așa aici în Consiliu un comportament așa de supușenie față de noi și ei. Care e ei? ATIS și ATIP suntem, de fapt, noi. Suntem Târgu Ovnea, suntem Pârgărești, suntem Târgu Trotu și câte OAT-uri ori mai fi, care ei și noi. Noi suntem aceste asociații. Noi suntem ATIS și ATIP. De ce acest comportament de supușine, că trebuie să votăm, să aprobăm, că... Dar noi stabilim. Domnul primar, ați fost, știți cumva, când a fost ultima dată AGA la ATIS și ATIP? Ați participat? Și ce hotărâri s-au luat? Nu ne anunță nimeni, fac AGA, noi nu suntem, ce suntem? De fapt, ce suntem? Că noi suntem, mă repet, ADIS și ADIN. Noi județ? Sigur că da. Toate urile. Toate urile. Sumate. Adică nu noi cei deci. Avem un noi, și noi. Vom invita la ședința viitoare pe cineva aici, cred că este normal să discutăm atunci în prezența lor. Noi cunoaștem poziția. Ați luat decizia, hotărâți și o să invităm și pe ei să dea explicațiile pe care avem nevoie și pe care n-ați luat solicitare. Este normal să echivăm aici și atunci vom discuta cu ei. Vă voi pune la dispoziție și celelalte materiale. Pentru informarea dumneavoastră, președinte la ADIS este primarul de la Comuna Lipova. Ei a refuzat toată lumea să fie. Și-a dat domnul președinte Beina demisia. Onești un avut, Moinești un avut. Eu am avut o întâlnire și vă informez și dumneavoastră cu toți primarii de oraș și va trebui să se schimbe ceva, pentru că așa nu se poate. Deci primarul de la Lipova este președintele ADIS. Până la urmă, cineva trebuia. S-a mers și varianta excluderii și poate ați văzut că m-am opus, că nu excludem. Se discută că dacă nu se aprobă aceste materiale, nu o să mai avem unde să depozităm, dar ce se închide celula 1, pentru care știți că am plătit toți 24 de lei. În viitor se va întâmpla ceva, pentru că știi, domnul președinte, noul președinte al Consiliului Județean de această problemă și primarii din celelalte localități să ne vom exprima punctul de vedere, pentru că va trebui să modificăm ceva în structură. Până la urmă a ajuns operatorul la apă să stabilească tarife, când ADIP-ul, noi plătim la asociație să ne reprezinte asociația. Deci noi în ADIP trebuie să fim reprezentați, iar operatorul trebuie să vină la ordin la ADIP. Nu se întâmplă așa, știți că noi ne judecăm cu crabul. Același lucru acum la ADIS, păi, cei de la ADIS iau salariul din cotizația noastră, trebuie să ne apere interesele. Și atunci ne vom adresa, ne vom chema și vom lămuri această problemă. Și eu mă bucur că s-a ajuns așa la o înțelegere, tot Consiliul Local, că trebuie să tratăm cu multă atenție, pentru că este foarte ușor să spui de la 24-54 de lei depozitarea, dar până la urmă nimeni nu ține cont de gradul de suportabilitate a cetățeanului. Da? Iarăși o problemă pe care eu consider că nu este corectă și vedeți că noi la Târgu Ovnea avem avantajul mare că nu suntem la operatorul unic, acest operator regional, acolo se stabilește o taxă. Deci noi, primăria, punem o taxă de 9 lei și 25 de bani de persoană. Auziți în ce situație s-a ajuns acum, când toate localitățile nu mai Onești are 28 de mii, toată lumea a redus numărul de locuitori ca să nu plătească la persoană. Este o anomalie să plătește de către primărie către ADIS
se facturează de ADIS, se plătește la număr de persoane, iar ADIS-ul facturează, plătește către operator la tona de deșeuri. Toate aceste lucruri trebuie discutate, pentru că a fost și un aspect bun asocierea, de aceea ne-am asociat ca să avem investiții și am închis groapa de gunoi pe banii europeni. Sigur că la apă avem investițiile care le avem și suntem de acord cu ele și apreciem acest lucru, dar cu operatorii trebuie să mai discutăm. Va trebui în viitorul foarte apropiat să hotărâm ce facem cu aceste deșeuri. Pentru că vom discuta și în apă astăzi, încredințăm și dăm gestiune directă operatorului care l-avem sau ne înscriem la acest operator regional. Toată lumea când s-a înscris în aceste asociații de dezvoltare, am făcut-o pentru a fi mai bine cu cetățeanului din fiecare localitate. Vă mai spun că pe deșeuri se mai pune o taxă de 80 de lei pe tonă începând de la 1 ianuarie, pe care o va pune mediul, Ministerul Mediului, ca și sancțiune pentru cei care depozitează deșeuri. Și atunci va trebui să reducem deșeurile pe care le transportăm la Bacău cât se poate de mult. Dacă noi vom ști să gestionăm colectarea prin măsurile pe care le vom lua, în sensul că la cetățeni va trebui să intervenim și noi să-i disciplinăm, să nu mai avem deșeuri neconforme. Noi acum avem mai mult deșeuri neconforme, mă refer la vegetale, la deșeuri care arunc toată lumea pe malurile râurilor din zonă, decât deșeurile noastre. Dacă vom reuși prin măsurile pe care noi trebuie să le facem și vom gândi împreună ce vom face, camere de luat vederi, stabilim sancțiuni, va trebui să facem ceva și atunci diminuăm această cantitate, nu vom plăti atât de mult. Problema este în discuție și o amânare este bine că s-a făcut, pentru că putem să mai discutăm. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul în iar? Legea cetășenilor 2006 la articolul 8, alinea 3, chiar are prevedere. Autoritățile publice locale adoptă hotărâri în legătură cu stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, nu știu mai departe. Deci ne ajută și legea. Ori ei, ori au făcut un abuz, sau fac, vor să facă un abuz, ori nu respectă anumite prevederi legale. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă am spus spre aprobarea acest proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului, cine este pentru aprobarea tarifului? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Următorul proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al orașului Târgu Ocna, însușit prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001. Comisia pentru Urbanism a dat aviz favorabil în unanimitate, e vorba de măsuri cadastrale, au prezentat niște diferențe care trebuie să împlușite. Alte comisii, dacă am avut acest proiect spre avizare, dacă nu, discuții sunt, vă rog frumos, domnul consilier Rășeț. Care este regimul juridic actual al acestui teren care va fi inclus în domeniul public? Domnul Rășeț, stația de epurare era înregistrată la noi de suprafață. La stația veche de epurare Popescu. Ea trebuie predată de către CRAB localității terenului. După ce primim stația nouă de epurare, avem în proiect, este prinsă și dezmembrarea stației veci, eliberarea terenului. Când am măsurat terenul, am constatat că este mai mult decât aveam noi în inventar. El este proprietatea, este domeniul public, dar este în administrarea CRAB-ului. Și atunci noi trebuie să facem această corecție ca întreaga suprafață să fie din nou a localității. Nu întâmplător am pus întrebarea ca să primim lămurile necesare, ca să nu fi un conflict eventual. Nu. Ați proprietate. Nu. Nu este rezultată din măsurătoare. Noi ce aveam în inventar, s-a făcut măsurătoarea la vremea respectivă. Acolo este bine delimitată pentru că este îngrădită și se vecinează cu fostul fosel. Să-ți fac vremea respectivă cu domnul Sandrin Cotar, dacă e Nu, dar domnul Roșeț uită peste apă și vede statuia și știe ce e. Nu numai asta. O să mă pun la granițuire acolo. Da. Că trotușul știți că și-a mutat albia și atunci aveți drept. Conform codului civil să mutați.
Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă este cineva? Abțineri? Nu sunt. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Comisia Economică? Aviz favorabil, unanimitate de voturi, cu mențiunea că pe timpul dezbaterilor de ședința de comisie a mai venit directorul economic sau, vă rog, contabilul primăriei cu două materiale de la Consiliul Județean și de la ANAF, deci două sume care au fost introduse în această rectificare de buget și pe care nu o aveți în materialele dumneavoastră și pe care o să rog pe doamna Ana Dicisianu să ne prezinte despre ce este vorba, ca să puteți să votați în cunoștință de cauză nou proiect rectificat pe care proiect Comisia Economică ne-am dat aviz. De la momentul redactării proiectului de hotărâre și până astăzi la ședința de comisie, am primit, așa cum spunea și domnul consilier, adresă de la ANAF, prin care mi se alocă bani pentru diferențele salariale la învățământ, 845.000 de lei. Sunt diferențe rezultate în urma unor hotărâri judecătorești și pe care noi trebuie să le alocăm în bugetul școlilor ca ei să-și poată suplimenta bugetele mai departe. Și de asemenea, pentru că suntem parteneri cu Serviciul Județean de Drumuri pe proiectul DG116, s-a finalizat încă o parte din situațiile de lucrări, s-au depus la Serviciul Județean de Drumuri și s-au alocat 90% din bani. Este vorba de 992.000 de lei, sume pe care ulterior noi trebuie să-i dăm constructorului. Având în vedere cele două sume, am solicitat suplimentarea în materialele transmise deja. Mulțumim! Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării concertului de muzică rock Right Rock World Town Festival, 2-3 septembrie 2016, în parcursul la orașul Târgu Ocna. Comisia pentru Urbanism a dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, având în vedere faptul că ne oferă o deschidere pentru promovarea turismului. Siguranță, nu dintre dumneavoastră, aveți copii, nepoți, cunoștințe care savurează acest gen festival și da, ne dorim să continue acest festival dacă rezultatele și responsabilitatea va fi pe măsură. Altă comisie. Comisia juridică de aviz favorabil, deja au început să apară în ochi. Da. Sperăm să fie ceva. Comisia economică aviz favorabil, mai ales că nu implică Consiliul Local și Primăria cu niciun cost. Dacă nu implică niciun fel de efort financiar din partea de la beneficii. Din partea Consiliului Local, cu mare drag suntem de acord. Am înțeles că nu implică niciun efort financiar din partea bugetului. Ba, cred că implică obligativitatea să participăm și noi. Lăsăm. Asta e altceva. Domnul primar, ne-a trebuit să la ședința trecută s-a spus să începem și un spectacol organizat de alte societăți, nu numai de Consiliul Local, am ținut cont. A apărut această oportunitate. Este bine să știți și dumneavoastră, organizator, este patronul restaurantului Pa. Ce de la Gara Salina, casa, a fost acasă America. A venit cu această propunere, pentru că am avut reținere, am discutat și cu jandarmi și cu poliție. Știți, nu greșești atunci când nu faci nimic. Haideți să testăm și un asemenea. Am vorbit toată lumea. În general, unii spun că se vor întâmpla lucruri mai puțin plăcute, dar nu se fac. Noi ce facem? Punem la dispoziție parcul, ei vor plăti tot ce înseamnă salubrizarea zonei, tot ce înseamnă curent electric, apă, pe contorizarea, pentru că vin cu agenții economici și ai lor. Și atunci când ne legăm la contori, am luat și s-a încasat și suma necesară consumului, o să iau o garanție. În rest, ne plătesc suprafețele de teren ocupate de către aceste
Săriți economice. Societăți comerciale care vând acolo standuri, tot ce le trebuie lor. Există loc de campare suficient. Avem zona grătarelor, avem zona de dincolo de lac. Deci există suficientă... Și pe stadionul de zbură. Și pe, da, stadionul de zbură, dacă vor, nu știm câți vor veni. Chiar nu. Este pentru prima dată că organizăm și nu știm. Dacă avem, cum ne-am spus să organizeze, contra cu salvarea, șantar, pompieri, sperăm să nu avem... Că... Nu, că dacă intră cineva în lac, apa e sărată, îl țin la suprafață. Deci, însă haideți să facem evenimentul și vedem. V-aș dori să mă informez de evenimentul de ieri. Au venit peste 500 de persoane din toată țara, pentru că am făcut manifestarea aici în fața primăriei. N-am avut nimic de pierdut, decât probleme de organizare. Avem tot ce ne trebuie de acum și dacă creăm evenimente, vom avea cât mai mulți turiști la noi. Și acesta este un lucru bun. Și ca să vorbim de turiști, la 2-3 zile iar aveam un turist de la Moldova trimis de primăria de la Edine sau de la Cricova, când au fost ieri dimineață. Iarăși. Deci, până la urmă, noi am deschis prin aceste înțelegeri pe care le-am făcut noi, calea dezvoltării relațiilor între noi. Pe lângă activitățile pe care le-am avut cu colegiul, 20 de copii de la Cricova au venit, 20 de copii au plecat, ați văzut și la Zile Orașului, toate aceste formații de muzică populară, de dans, ce au adus primarii de acolo, le-au adus ca și un cadou pentru noi, nu le-am plătit decât cazarea și masa. Acum să vedem dacă noi vom fi în măsură să mergem la Zile Orașului la ei cu formații artistice. Trebuie să organizăm acest festival. Vom discuta, voi vedem și pe dumneavoastră. De pe acum vă spunem când data de... Am stabilit și cu ciclismul. Pe ce dată? Octombrie. Dacă să știți, pe 2 octombrie. Avem și Ziua Vânătorului de Munte. Avem și plăcintele bunicii și bicicleta prietena noastră. Dacă suntem stațiune și vrem să avem Ziua Educatorului, dacă vrem să avem turiști, trebuie să avem și evenimente. Mulțumesc. Da, e interesant. De da. Constantin și Elena. Dacă faceți propunerea... Nu știu, nu? Nu, trebuie să... Da. Deci de zilele Cricovei avem invitația domnului primar, cei care doresc din Consiliul Local, ne putem deplasa la Cricova. La Edineț avem invitația deja făcută, doamna Dana a fost acum la o expoziție acolo și suntem invitați, știți că au fost 10 primari de la Edineț aici la noi, ei ne-au invitat acolo. Este bine să mergem, să vedem, sunt schimburi de experiență interesante, o să vedem. Datele le putem stabili. Oricum, în această toamnă. Numai că pe bani tăstorului, să nu se spune că facem turism. Deci, să ne înțelegem. Aceste deplasări, vă rog, aceste deplasări se fac pe bani personal, nu pe cheltuiala sau pe banii de la buget. Nu cetățeanul suportă aceste cheltuieli, le vom suporta noi, dar pentru că avem acest protocol, sigur că putem să mergem acolo și, sigur, ei ne vor primi. Acum, sigur că atunci când vom ajunge acolo, da, și eu, masă. Vor avea și ei grijă de noi. Așa cum avem și noi. Mulțumesc. Dar numărul celor din Moldova, și vă rog, verificați. Întrebați-l pe Nelu Munteanu, care a fost cu mine în Moldova, întrebați-l pe domnul Alexandru, doamna Ivanov. Numărul lor este din ce în ce mai mare. Pentru că, având Salina, ei sunt foarte interesați de Târgu Ocna. Ei mergeau la Sovata până acum rămân aici la Târgu Ocna. Este pentru ei foarte bine, distanța e mult mai mică și de asemenea cei din Ucraina sunt foarte interesați. Ei nu mai au Crimea acum și sunt foarte interesați să vină la noi. Și ar fi păcat să nu profităm de acest lucru, pentru că toți cei care vin sunt persoane cu posibilități, sunt primari, ați văzut, a fost și viceprimarul de la Cetatea Albă acum. N-ați văzut, cei de la Cetatea Albă au adus 45 de copii, au făcut 26 de ore pe drum, au stat 4 ore în vamă ca să ne prezinte aici acel spectacol cu instrumente tradiționale. Ce pot să apreciez mai mult decât atât? Ați văzut, cei de la Călăraș au venit cu acel cor, care cred că l-ați auzit. Ce cor? Sunt numai
cântăreți de operă, nu așa, și de asemenea cu dansatorii și cu acele echipe de... de... Asta este câștigul orașului, pentru că te cunoaște și cetățenii, sigur că apreciază aceste lucruri. Iar deplasarea noastră, dacă avem, dacă am împuternicirea dumneavoastră, eu mă și ocup acum, pentru Cricova, facem o deplasare în Consiliul Local la Cricova. Nu e niciun secret, este o deplasare la Consiliul. Eu chiar îi rog să participe la ședința Consiliului Local, participăm la ședința lor de Consiliul Local, așa cum și deși au participat la noi la ședința Consiliului Local, pentru că întotdeauna avem de învățat. Și dacă doriți și la Cetatea Albă, la fel, facem toate demersurile să mergem la Cetatea Albă, pentru că e o localitate de care sunt delegați ca moldoveni și o să vedem și Cetatea lui Ștefan acolo. E bine să, să îmbinăm utilul frumos și să facem o deplasare și acolo. Vă mulțumesc! Înțeleg că am acceptat, da? Dumneavoastră să mă ocup de aceste excursii. Dacă este, atunci mă ocupăm și vă... Mi-aș dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre? Dacă nu spun atunci cine este pentru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate pentru. Ultimul punct, ca de obicei, punctul divers. Dacă dorește cineva... Eu am mai ridicat acest aspect și altă dată. Bine, nu o să-l eliminați la ordine de zi niciodată, pentru că eu practic încetățenită nu urmai la Târgu Ocna. Și când eram secretar la Iași, era și acel punct divers. Dar eu l-am socotit și am ridicat-o și acolo, când eram. Că acest punct divers, de fapt, contravine prevederilor legii. Și am să vă citesc textual. Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de Consiliul Local la propunerea celui care, în condițiile al 39, a cerut întrunirea, adică domnului primar. Suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme urgente. Acum, întrebarea este, diversele astea, ce exprimă? Un anumit punct al ordinei de zi? Deci, punctul diversele la diverse. L-am aprobat. Da. Nu, că nu diverse ridicați dumneavoastră toate problemele. Așa. De orice natură din oraș. Pentru că sunt probleme de ridicat, da? Sigur că nu luăm hotărâri, luăm cunoștință de el, da? Dar, de exemplu, are domnul viceprimar o problemă și dorește să vă informeze și sigur să ascultăm părerea dumneavoastră. Nu o ridicăm. Avem proiect la ordinea de zi. Ridicăm aici la diverse. Sunt cetățeni. Sunt cetățeni. La care sunt veniți? Tot la diverse, știți? Asta aveți dreptate exact pe lege. Auziți, eu vin în completare și susțin un argument care să fie valabil. În regulamentul de organizare funcționare a Consiliului Local este prevăzut posibilitatea de a fi și acest punct diverse folosit. Da. Chestiuni care țin strict de informarea cetățenilor, mai mult decât oricând au posibilitatea să află despre anumite activități edilitare, gospodărești și așa mai departe, care nu le avem de fiecare dată la ordinea de zi ca și proiect. Agrez și punctul de vedere al domnului primar că la aceste diverse nu se pot lua hotărâri. Nu se iau. Dacă aveam un punct de ordine, așa cum a spus dumneavoastră, suplimentam ordinea și treceam acolo. Deci respectă acest... Legea se referă la proiect de hotărâre, nu la... Dacă tot Consiliul este de acord, se pot lua ca eu... Dar și legii de urgență. Da, legii de urgență. Da, da. Sigur. Vom ține cont, aveți dreptate. Adică dacă dumneavoastră faceți o propunere acum și tot Consiliul este în unanimitate de acord cu acea abordare, este proiect de hotărâre. Se aprobă. Nu, ca să parcăm pe celelalte etape, cu documentare, cu... Deci un punct de vedere, referanță, la punctul lui nu. Asta e la diverse. Mai că le discutăm. Domnul viceprimar, vreau să le informeze. Aș vrea să fac o prezentare a situației echipei de fotbal din Târgu Ocna. Noi, în ședința reunită a comisiilor de ieri, la care au fost prezenți 10 consilieri locali, am ajuns la un punct de vedere. Le-am prezentat domnilor consilieri, cum funcționează activitatea fotbalistică în Moinești, în Dărmănești, Ofteana și la Ofteana, de exemplu, funcționează în baza legii 350 cu sponsorizări, asociații, fundații. La Dărmănești se renunță la această activitate, se renunță la a susține financiar fotbalul.
La Comănești nu au echipă mare pentru fotbaliști, iar la Măinești au un antrenor care este plătit printr-un contract de prestări servicii, iar activitatea fotbalistică este condusă de către un angajat în aparatul primar. Și acum aș vrea să o rog pe doamna Contașeșer să ne spună estimativ ce cheltuieli ar fi să continuăm cu această activitate fotbalistică prin plătirea unui angajat. Cu aproximație de... Calculul, da. Cu toate contribuțiile la bugetul de stat, 9.500 de lei pe lună, ori 12 luni, într-un an ar fi 300 de milioane. Dar nu este suficient numai un angajat. Pe lângă, mai sunt și celelalte cheltuieli, Asociația Județeană de Fotbal, care au niște tarife stabilite. Pe etapă au facturat până acum 7.000 de lei. Deci sunt două etape pe an. 15.000 de lei, plus transportul lor, sunt minimul cheltuielilor necesare de care eu știu la momentul ăsta. Dar o echipă de fotbal, cei care știu, implică mult mai multe alte cheltuieli. Deci minimum ar fi undeva 80.000 pe an, un buget stabilit așa ca și la bugetari. Fără premii de joc, fără alte cheltuieli. Sigur, din taxa de sport, un leu pe salariat, contribuția societăților comerciale, noi încasăm în jur de până în 30.000 de lei. Diferența trebuie să o suportăm din bugetul local, să-i găsim sursa și să-i ducem cu această destinație. De aceea am vrut să vorbim cu colegii consilieri. Ce cheltuieli sunt? Continuarea activității fotbalistice. Dacă dumneavoastră doriți și sunteți de acord să suportăm asemenea cheltuieli pentru a continua cu activitatea fotbalistică și dacă le avem în buget, nu? Acestea ar putea fi, doamna Condavișe, dacă Consiliul Local ar fi de acord cu aceste cheltuieli, noi le avem garanția că avem acești bani? Anul ăsta mai sunt 3-4 luni. În bugetul local de anul acesta, așa cum a fost proiectat el la începutul anului, în capitolul cultură, la asociații și fundații, am pus un 30.000 de lei. În ideea că se constituie acea asociație cu președinte, cu structură proprie și așa mai departe, și noi să avem un punct de plecare, să putem aloca banii ăștia în această structură, să-i virăm într-un cont. Dacă nu s-a procedat așa până acum, ei sunt necheltuiți, tot la capitolul cultură, au rămas acolo, la asociații și fundații. Dar doar 30 de mii de lei. Haideți ca să ne prezim un pic la apele de la discuția domnului Tărgăruță. Mă rog o secundă, domnule, dacă îmi permiteți. Noi am hotărât ieri. Astăzi venim cu ideea, dar am informat tot Consiliul. Cam care formă de desfășurare a activității sportive la nivelul localității am a crea-o? Aceea în formă asociativ tip club, cum avem noi asociația creată în Mărgura de Bucovna, care presupune organigramă, problema cu care ne-am confruntat de fiecare dată și faptul că n-am realizat-o niciodată. Și de fiecare dată Curtea de Conturi vă întreba pe dumneavoastră cum cheltuiți banii care ar trebui să treacă prin club. Și noi făceam plățile direct către Consiliul Județean a Sportului, Direcția Județeană a Sportului și așa mai departe. Dar am agreat forma de organizare pe care o folosesc Moineștiu, activitatea sportivă fiind direct subordonată organigramei primăriei. Banii care sunt alocați, aceeași sumă de bani, dar putea să mai fie un pic mai măricică, care putem să o primim în bugetul anual. Și activitățile care urmează să fie plătite nu sunt în plus altele decât le avem și la ora actuală. Numai că se existe această formă financiar-contabilă care să vă degreveze pe dumneavoastră de acele întrebări care trebuie, și răspunsuri care trebuie să le dați Curții de Conturi, cum cheltuiți banii în mod legal. Deci,
Noi avem posibilitatea să desfășurăm activitatea sportivă sub directa coordonare a... Exact. Da, da, da. Asta am discutat și ieri, a fost de față cu domnul. Dorește 80.000 de lei nu mi se pare un efort financiar foarte mare din partea bugetului local, mai ales că o parte din el vine din taxa de sport ce o plătesc agenții economice. Dar alt aspect, obligatoriu, și așa tinerii și copiii nu mai fac sport, la școală ni s-au redus orele de sport, noi suntem efectiv obligați să le asigurăm copiilor și tinerilor alternativă la laptop și altă formă de distracție, ca să spun așa, pentru ei, Facebook și ce rețele de socializare mai sunt. Ori o echipă de fotbal cu siguranță îi vor scoate din casă și vor duce la terenul de sport și pe lângă fotbal, știu eu, pot fi antrenați și în alte activități sportive. De aceea, blocul executivul să se gândească foarte bine la acest lucru și să fie de acord. Și rog și colegii să fie de acord cu continuarea acestei activități sportive. Și știu eu, poate mai găsim și sponsori. Uite, domnul Grozavu a susținut echipa mulți ani. Dar să știți că dacă sunt unii agenți economici, dacă o să vadă tinerii ieșind acolo și entuziasm și ăsta o să participe cu cât o să poată, diferite sume de bani, mai mici sau mai mari. Se menționează și sau nu. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul consilier Maciucă. Da, alocarea 80.000 de lei numai pentru fotbal, se pare o sumă mare. Am mai avut și atletism, trebuie să dezvoltăm și judo la care avem performanțe. Da? Am vrea și un club de șah. Da? Și să vă dăm aceiași bani numai pentru fotbal. Sunt de acord să plătim un om care să antreneze copiii noștri, care să meargă pe stadion, un salariu strict. Dar fără a antrena o sumă așa de mare din buget. Este o sumă mare. Gândiți-vă că cu 80.000 am putea face un teren de tenis de câmp perfect. Da? Dacă 4 ani avem 4 terenuri de tenis de câmp. Foarte bun. Putem să le facem unde vrem, la școală numărul 1, care terenul de sport este deplorabil. Da? Putem face în parc, putem atrage alte competiții sportive în parc. Deci este o sumă mare. Problema dacă ne dorim sau nu activitatea sportivă... Ne dorim, dar nu forma. Deci putem plăti un antrenor, ne putem permite un antrenor care să antreneze copiii noștri, să joace fotbal. Deci fără a participa la activitate competițională? Fără a plăti arbitrii și toate? Avem perspective, da? Să facem ceva pe fonduri europene, da? Să ne dezvoltăm. De ce nu? Păi, aceste cheltuieli sunt minime de a putea funcționa într-o competiție, pentru că este taxă... Deci ajungem la 1 miliard și... Este posibil să fie mai mare. Deci sunt cheltuieli de înscriere în competiție, sunt cheltuieli de legitimare, de transfer ale jucătorilor, cheltuielile medicale, deci de aceea se ajunge la suma asta. Pareul de arbitraj, de plasări, de plasări. Costurile că sunt minime de tot. Da. Plus salariatul... Dă-mi cuvântul domnului Grozavu, care a fost susținătorul echipei, știe mai multe de lucruri. Dacă nu alocăm bani, nu putem funcționa. Dacă suprimăm așa toate activitățile sportive... Păi tocmai, ne știu detaliază, domnul dintre noi chiar nu avem detalii. Să vă fac informația că și așa am condus echipa de fotbal la 14 ani, când am preluat-o, nu era fotbal în oraș, am promovat-o în județ, deci am plecat din Orășenească. Ca să joace divizia D, e un efort și financiar, atât din partea primăriei și la câțiva sponsori care spun numărat pe aici. Sponsorizarea nu a dus la un efect pozitiv, cauza cam nimeni nu sponsorizează, că cheltuielile la societăți sunt atât de mari, încât nu mai permiți să sponsorizezi pe cineva, pentru că merge competiția e mare, sunt comerciază în spui aici, știi că din profitul care este, chiar nu-ți rămâne nimic. Și atunci, cheltuielile, cum a zis, 80.000 de lei, eu am făcut un desfășurător acum vreun an, exact toate cheltuielile, începând de la medic, carnete, avize medicale, plătit baremul, tot, au ajuns la 86.000 de lei, însemnând
în banii vechi, 86 de milioane. 860 de milioane. Deci, asta e suma, iar jucătorii, atât timp cât nu-i primezi, nu-ți vin la tel. Și nu poți să te prezinți într-o competiție cu ciurucuri, cum s-ar zice. Trebuie să ai și oameni care, efectiv, când ai intervius într-o deplasare, să nu vii cu o căruță de goluri cu 10-12 goluri, atunci nu mai intri într-o competiție. Deci cât de cât să ai o echipă. Cum a zis și domnul Nuțu, trebuie cel puțin să ai două grupe de juniori. Cel puțin. O grupă de juniori care pleacă de la 8 ani, 10 și cealaltă grupă de la 10 la 14 ani. Din care tot timpul selectezi și pe câte unul la echipa mare. Deci, cum zice domnul Măciuc, deci mulți bani. Nici o afacere nu merge fără bani. Asta nu e o afacere, e o mândrie. Că ai sport în oraș. Mai ales că avem o bază. Exact cum o zis dânsul, păi nu putem să ne împrietenim cu Cricova, cu ce beneficii avem. Asta e imagine, nu trebuie beneficii imediat să obții beneficii. Că dacă tot timpul vrei numai beneficii, nu poți. Mai și pierzi în viață. Asta e. Îți faci puțin culoare. De-aia avem la ora actuală foarte mulți turiști. Toate cazările ultima lună lui august au fost pline. Deci orașul a fost arhiplin. Deci toată lumea a mâncat de aici. Și comercianul, și cei care au pensiuni și hoteluri. Deci a fost la capacitate. Că mulți căutau s-au dus în alte localități, neavând loc în oraș. Deci asta înseamnă să ne împrietenim cu alte orașe din altă parte. Câți vin clienți și atunci ai bună stare a orașului. Și simte toată lumea bine. Nu vorbesc numai economic. Toată lumea se simte altfel. Trebuie luată, domnul primar, să uit cuvântul, problema trecerii de pietoni. La Zanfir cele două treceri de pietoni. Când se iese de la piață, se stă și câte o jumătate de oră. Deci ori punem semafoare, ceva pietonale, facem ceva. Altfel, sau ieșirea din partea de la Feizeș, ca să intre în oraș. Tot așa. Deci trebuie făcut ceva. Acolo trebuie făcut un sens generator. Ori un sens generator. Trebuie găsit o soluție. Este intersecția la mărimea ei, permite un sens generator. Nu. Trebuie dar nu știu, la IDN, nu știu dacă putem mai să intervenim. Nu, trebuie. Informată situația, informată la ei. Și ca activitatea asta să meargă, trebuie neapărat doamna contabilă. Deci anul competițional e format din două părți. Anul ăsta jumătate și jumătatea cealaltă pe anul viitor. Deci se poate plăti jumate anul ăsta din sumă și jumate se prinde în bugetul de anul viitor. Deci poate fi împărțită sumă în două. Și premiere s-au mai făcut. Anul ăsta, dacă eu nu m-am mai ocupat de fotbal, deci n-au fost aprobate premierea jucătorilor. În fiecare an, și pe timpul doamna Ivanov și tot, și pe timpul domn primar tot timpul, a fost alocată o sumă de 5.000 parcă, domnul primar. Premierea jucătorilor care, la un sfârșit de campionat, îi premiez, îi felicit și... În timpul campionatului nu sunt așa de pretențioși. Eu m-am mai dus pe acolo, mai cu un sandwich și cu o apă minerală și o bere la sfârșit. Dar e complicat de unul singur. Domnul consilier, de unul singur să sponsorizezi, eu știu mai bine. Așa este. Țineți legătura dacă fiecare jucător te costă 50 de lei, ori 16 înseamnă 1 milioane. Ca să iei 1 milioane unul singur e foarte. Dacă iei de la mai mult sau e altă treabă. Acum ar fi păcat, chiar ar fi păcat să suprimăm această activitate. Păcat, plus de avem asta, așa o suprafață de joc, cred că e una dintre cele mai bune. Dacă nu, să mergem la ideea să concesionăm terenul. Să găsim pe cineva, să concesionăm, să dărâme acolo, să facă, de exemplu, un complex sportiv, cu 15-20 de camere, altă treabă și atunci vin echipele mari și vin în contaminament, vin în alte probleme. Bine, asta nu înseamnă că nu putem păstra și echipa de fotbal. Păi da, și atunci ați promovez și echipa. Deci, dar cine să-l amă la asta? Nu, consilier, altă fiecărește. Deci trebuie rezolvată să... Adică să ne gândim și banii europeni pentru lor. Problema e simplă. Dar până atunci trebuie să ne ținem echipa, zic eu. Nu știu de acolo. Noi suntem la o răspunsă. Ori ținem echipa, ori nu o ținem. Dacă o ținem, trebuie să-i dăm banii să funcționeze. Deci, clar, nu ne putem bate joc. Dacă nu o ținem, nu o ținem. Vreau să vă atrag atenția că echipa asta e de prin 22.
înființată imediat după primul război mondial și de asta i-a și pus numele Oitu Strâmb, în amintirea luptelor care a, de la care se trăiesc 100 de ani zilele acestea. Deci e o echipă de tradiții care ei. Dacă banii ăștia sunt necesari, vă dați seama că din buget o treime cel puțin e salariul unui om. Restul, deci, sunt, ce să-i faci? Îi dai să-l plătești, cu cât să-l plătești pe omul ăla? Și revenim la taxa de sport. Eu, ca liberal, nu înțeles că sunt potriva taxelor, dar taxa asta de sport e modică. Oricât putem să o mărim. Vă dați seama, la o firmă cu 5 angajați, dă 5 lei pe an. Puteți să o duc? Pe lună, da. Îți dă 60 de lei, deci nu-i problem. Oricât o putem dubla, deci, sau să chiar să o triplăm, de ce nu? Deci, mai ales că ea are vreo 10 ani, deci de atunci și inflația a crescut. Deci nu mai e un efort așa mare. Salariul minim a crescut, s-a dublat parcă în 10 ani. Deci acel leu pe lună nu mai valorează nimic acum. Am impresia că nici nu prea virează tot suma. Asta e datoria executivului să încaseze. Da, cam asta e. Deci eu voi fi tot timpul pentru sport și pentru... Dar ați avut o problemă chiar în Consiliul de anul trecut sau cu 2 ani. Când a zis, dacă e nevoie, chiar putem să-i schimbăm denumirea, din măgura pe Bogna. Păi așa am și zis, că dacă tot împlinim 100 de ani, da, asta e un amănunt, dar e sigur că dar. Care se poate schimba, nu știu. E până să funcționăm. Bogna, în capul meu, fost în 22, cum zice domnul. Eu aș vrea să spun două, trei chestiuni și aș vrea să le disociez, dacă se poate. Unu. Cred că noi nu aprobăm acum dacă să facem sau să nu facem sponsorizarea. Cred că e o discuție anterioară unei eventuale analize făcute de către compartimentul de specialitate de domnul primar și să vedem dacă se poate sau nu se poate. Că până la urmă cred că vorbim despre pielea ursului din pădure. Să vedem în buget ce este, cum este și ce facem în efortul bugetar dacă, și până la ce sumă are loc și putem să facem chestia asta. Și abia după aceea să vedem dacă e mult, dacă e puțin, dacă ne permitem, dacă nu ne permitem. Și alocarea numai pentru fotbal mi se pare un nonsens. Adică celălalt sport. Analiza eu cred că a trebuit... Dar avem mult mai multe performanțe până. Analiza a trebuit făcută pentru toate ramurile sportive și într-un context mai general. Și doar în calcul și pe termen de și investiții în infrastructură și și o eventuală posibilitate de colaborare cu anumite cluburi care ar putea să facă ceea ce domnul Grozavu pe bază de concesiuni sau... să mai și scoatem niște bani care să-i alocăm pentru echipa noastră. Sunt multe variante care se pot lua în discuție și acum cred că aparatul executiv au în dezbatere și au posibilitatea să ne s-a lăsat provocarea. Doi, cred că ar trebui iar să disociem partea asta de echipe de juniori și ceea ce înseamnă activitate sportivă, chiar și pe alte discipline, și strict echipa de fotbal. Că din ce am văzut, se cam fac un pic de amalgamă. Noi vorbim de echipa de fotbal strict de seniori, Voidus de Bogna, care a înregistrat campionele respective de care vota domnul Grozavu. Dar totodată s-a discutat și despre chestiile de juniori, despre selecție, despre salariul unui antrenor și nu cred că se ia amalgam. E clar că ăla care e antrenor, e antrenorul pentru junior, dar este și echipa de fotbal mare, este echipa de fotbal mare care e cu problemele ei. Acum, aparte de chestiune de juniori, iarăși cred că are o altă discuție. Trebuie să vedem și situații alternative care se poate face cu școlile, de exemplu. Profesorii de la școli pot fi și integrați în chestiunea asta prin rotații, nu știu. Își fac ei o asociație, își fac un sistem de promovare, trebuie și ei. Au și ei o anumită responsabilitate prin chestiunea ce zicea domnul Rusu cu educarea tineretului ca alternativă la Facebook și celelalte. Și cam astea ar fi lucrurile care ar trebui luate separat pe căprălit și analizat. Da, domnului consilier Panțăru. Da, este foarte important ca un oraș să aibă o echipă de fotbal, o activitate sportivă. Problema este, nu știu dacă noi în Târgu Ocna avem o echipă de seniori cui să-i alocăm această sumă. Că, din informațiile mele, nu prea sunt atât de capabil pentru a ajunge prin divizia D sau unde sunt ei pe acolo. Părerea mea este că ar trebui alocată într-adevăr o sumă să plătim un antrenor pentru a ne forma nou sportivi, a fi o bază de selecție, nu să împrumutăm de la, din alte orașe și de fapt nu sunt ai noștri, dar noi vrem să le dăm bani și nu ai cui. Deci dacă într-adevăr avem o echipă care este bazată și putem să îi dăm bani respectiv la echipa noastră, se merită. Dacă nu,
trebuie luat ușor pe baza de selecție cu juniori, început frumos cu un antrenor care trebuie plătit și asta e. După aia vedem dacă se poate aloca sumele respective. Asta este părerea mea. Deci susțineți un antrenor pentru fotbal de recreație? Da, trebuie. Păi dacă nu-i formăm noi și nu începem activitatea, nu va fi niciodată. Dar nu să ne apucăm să plătim nu știu ce oameni care de fapt nu sunt noștri. Domnul consilier Iurea, vă rog frumos. Ce problemă este acolo? Sportul, în general, da? Se vorbește prea mult despre fotbal. Eu, în tinerețea mea, am făcut artist, am făcut handbal, da? Făceam de plăcere, făceam pe bani. Nu eram plătit de cineva. Cum se cere? Bani. Bun, se înțeleg, că de mic, până la transport. Deci, stimații, dar copilul ăla, tânărul ăla, vine să joace fotbal pentru bani sau să facă sport, să fie sănătos. Eu de asta nu înțeleg. Dacă e dat apă minerală, ai mulțumit. Dar avem apă să fie apă minerală. Am zis că ai gris. Domnul... cer scuze față de dânsul. După câte știu eu, are multe, mulți campioni, pe mâna, are realizări personale. Copiii aia nu au fost plătiți. De se poate. De se poate. De ce se poate? Să vă rog să vorbiți pe rând, ca să ne putem înțelege. Vedeți să termine domnul consilier Iurea. Niște alocare premii la pentru cei copii dintr-o formă care au avut rezultate. Domnul, să finalizeze domnul Iurea, după aia domnul Iurea. Domnul consilier Iurea. Deci, domnule, noi am plecat la o discuție care părea în oră și am dezvoltat-o, că am ajuns acum că susținem echipa Clubul Steaua. Avem deja o logistică, apropo ce spunea domnul Nuțu, de la Moinești, deci ne putem informa de acolo. Părerea mea este că această echipă de fotbal are deja un legat, nu putem abandona acum noi. Trebuie să-i dăm drum mai departe. Pe viitor o să dezvoltăm și tenis, și rugby, și mai apare. Asta nu înseamnă că noi am propus aici să-i plătim. Așa înțeleg, să-i plătim pe fotbaliști, eu nu știu la ce, nu mă opri, mă spun. Ei, sigur că venim la stadion acolo, trebuie să aibă niște condiții minime, trebuie să facă un duș, se poate bea un pahar de apă, că îi placă, că e minerală, nu știu dacă e chiar așa un post atât de mare. Haideți să încercăm să-i dăm drumul la lucrarea asta și pe urmă vedem ce se mai întâmplă cu celălalt. Vă mulțumesc. Autoprodece din acum. Nu direct în competiție, că nu avem oameni pentru competiția. Aici e problema. Doamna președinte, vreau să fac și eu câteva precizări, că am ascultat pe fiecare și bine, că-s pasionați cu colegii de ramura asta care se numește sport, dar nu trebuie să ducem mai extremist, că nu vorbim în extrem numai despre fotbal. Inclusiv compartimentul care face parte din organigramă nu se referă la compartimentul fotbal. E activitate sportivă care cuprind toate ramurile de sport, inclusiv în statutul asociației care erau cuprinse toate ramurile de sport care sunt în țara asta. Exact ca și codurile Cayen în cadrul unei societăți. Cine vrea să fie cu performanță, n-a fost niciodată un recul, un refuz din partea primăriei de a putea să îi sprijinim pe cei care vin cu rezultate deosebite. La cei care fac performanță, și trebuie să facem niște deosebiri între activitatea sportivă pe care o desfășoară domnul Tiner Bogdan, care face performanță cu sportivi de la, cum se cheamă, la direcția județeană, care are activitatea de atletism. Deci, dacă o să vă interesați mai bine, o să constatați că domnul Bogdan nu se subordonează, nu e angajatul unei școli sau unui liceu din Târgu Ocna. El face parte din clubul sportiv școlar, așa, de la Facoc, cu performanță deosebită pe probleme de atletism. Domnul Cristi are partea de judo, de asemenea, desfășurat în cadrul organizat la Onești. Noi nu avem o secție de specializată pentru anumit domeniu. Singura secție care a creat-o noi, de atâția ani de zile, când construiam și colegii, e fotbal. Dacă reușim să dezvoltăm și celelalte ramuri sportive, cu mult rar. Deci să nu ținem cont de fiecare parte. Dar, într-adevăr, ca să poți obții performanță, trebuie să te mai gândești la
ceea ce spunea și domnul Iar, minimul de condiții ca atunci când vine un jucător sau vine altcineva la tine, să nu plece cu o imagine, că vorbim oraș turistic. Au fost în gestirea alea și vine să numai morți nu să spânzurați pe cuierile alea. Intră sub dușurile alea, e mai rău decât într-un crematoriu sau unde vreți dumneavoastră. Și un minim de condiții care sunt necesare pentru activitate sportivă trebuie să puteți. Dar asta le-am discutat, am primit și aprobări în sensul că vor fi acordate niște fonduri pentru a face niște investiții acolo și să putem să continuăm activitatea sportivă. Nu are nicio legătură fotbalul cu ala cu ala. Toate sunt în cadrul total al ramurii sportive, nu separate una de altă. Nu dăm prioritate una de favoare la altă. Nu. Asta e opțiunea pe care o are fiecare, că dacă dumneavoastră aveți plăcerea și dragostea față de o anumită activitate, nu neapărat trebuie să o am și eu, chiar dacă o susțin. Deci, pe bune, nu e... Când se susținește, trebuie să fiți aportați. Am să vă rog să vă înscrieți la cuvânt, sunt doriți să vă luați cuvântul. Domnul viceprimar a dorit să vă spun că s-a înscris anterior. Domnul consilier, mă bucur, pentru că v-am ridicat mingea la discuție. Îmbucurător la noi, domnul antrenor Corbu Gelu se va ocupa atât de echipa mare, cât și de echipa de junior. Deci nu sunt alte costuri. Acesta nu, 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 dar faceți precizarea cu omul ăsta, desfășoară exact. Cu câțiva ani de zile, de plătit și ocupă de echipa mare. De aceea, cu toate acestea, că el se ocupă de astea, tot îmbucurător, un alt antrenor de la Comănești a cerut să facă antrenament la noi, pe terenul 2 de fotbal, se bucură gratuit de terenul 2 de fotbal și vestia. Domnul antrenor de la Comănești vine copii până la vârsta de 17-18 ani, copii din Dofteana, din Comănești, din Asău, care vor veni aici gratuit. Noi le punem la dispoziție, cum am spus, terenul și vestia. Ei, antrenorul nostru, al copilor din Târgoviște și echipei mari, va putea să profite de 2-3, ca așa a fost și înțelegerea să le acceptăm celor din alte localități, va putea selecta 2-3-4, câți jucători va găsi bun de acolo, asta înseamnă că vom avea și performanță. Dar de ce nu să vină până la Comunitate, trebuie să facă activitate sportiv și la Dofteana și după care la Târgoviște? În condiții care Dofteana au și teren de sport. Este un privat, să zicem. Este o persoană fizică autorizată, nu ne încurcă. Se vor antrena alături de ai noștri copii, nu îl încurcă pe antrenorul nostru. Bine, rămâne la discuție cu echipa noastră. Deci echipa noastră, antrenorul Gelu Colbu, doar el vrea să antreneze atât echipa mare cât și echipa mică, în condițiile în care ar fi un angajat pe activități sportive în primăria noastră. Iar noi nu am cerut să premiem copiii, că nu putem premia decât pe cei care vor fi campion național. Există o modalitate de premiere prin norme de hrană, pot fi stimulați. Dar credem că vom putea atrage și sponsorizări, dar cu aceste sponsorizări nu sunt sigur. Asta ca să-i putem premia aparte de ceva. De aceea, dacă dumneavoastră veți considera că este bine să continuăm, la fel și eu aș vrea ca echipa de fotbal să continue, având în vedere că campionatul a început și avem deja o etapă la care nu am putut participa, echipa prin antrenor și prin mine care m-am ocupat de treaba asta, am cerut Asociației Județene de Fotbal să amâne cu o etapă. De aceea ne-am axat în această discuție mai mult despre fotbal. Înseamnă că nu agreem și alte sporturi, da? Pentru fotbal că a început deja campionatul și o etapă s-a amânat ca să nu piardă echipa noastră. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pe acest subiect, domnul consilier Grozav. Vreau să vă vorbesc la domnul de dacă lor este o fiță de față în antrenorului. Un antrenor venit din Țima Piatra Neamț și adună jucători de pe toată Valea Trotușului, începând de la Ghimeș până la
Și eu selectează, 3-4 de adoptează, 3-4 de aseau și strânge pe toți și vă zic ce vor fi la ce vom. Și dacă acceptăm să facă antrenament și fără niciun cost. Iar lor cu antrenori... Și discuta cei doi antrenori și am înțeles de acord că există o colaborare. Există o colaborare. Nu scotim pe acestea de colaborare. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu dau cuvântul domnului primar. Da. Mulțumesc, domnule viceprimar, pentru analiza pe care a făcut-o pe toate formele de organizare care se întâmplă. Mulțumesc, domnule Lusu și dumneavoastră, tot și domnul Antochi și domnul Ghiurea. Mă bucur și domnul Măciu că s-a implicat în această problemă și mulțumesc. Este pozitiv în tot ce înseamnă sportul. Haideți să lămurim ceva. Din discuții a rezultat două chestiuni. O decizie care trebuie să o luăm astăzi și aceasta înseamnă plătim suma de circa 10.000 de lei să începem campionatul? Pentru că avem deja factura de la arbitri, de la federații, de 70 de lei. Aproximativ 8.000 de lei. 7.000 și ceva. 8.000 de lei. Și va mai fi, nu știu, transport și ce va mai fi acolo. La cheltuielile medicale. La cheltuielile medicale și sunt acolo. Și dacă aprobăm suma, să o plătim din bugetul local, de la capitolul cultură, este o problemă pe care trebuie să o decideți astăzi, pentru că a început campionatul și dacă nici duminică băieții nu se duc la meci, am pierdut ce am muncit până acum. Două etape. Concluzia care o trag de aici, că toți consilierii doresc această activitate să echipei de fotbal să continue. Dar în același timp apreciez și poziția domnului Măciucă, care spune, domnule, dar nu are numai fotbal. Și sunt și eu de acord și mie îmi place judo. Haideți să facem în felul următor. Și vă propun acum o variantă care a rezultat din ce a spus dumneavoastră și vă propun următorul lucru. Haideți să aprobăm ca în organigrama pe care o facem să facem un compartiment distinct, sport. Mă gândesc acum cu trei posturi, care nu le discutăm acum că va fi unul sau altul, le discutăm de posturi. Și atunci vom vedea la angajare cine are. În aceste trei posturi și spunem activitate sportivă, care va avea un buget, cum are și Casa de Cultură, și unde ei se vor ocupa de tot ce înseamnă sport pe oraș. Cred că asta ar fi o variantă care ar traduce în fapt, să spun așa, solicitările dumneavoastră. Am încercat cu clubul. Nu, se pare că nu funcționează. Și atunci va trebui, când facem organigrama pentru activitate sportivă, să venim și să anulăm hotărârea prin care am înființat clubul, pentru că nu putem apare și cu club și cu activitate sportivă. Apare aici o problemă. Noi am înregistrat clubul sportiv, nu? Clubul Sportiv Măgura, și să vedem din discuțiile care trebuie să le avem cu cei de la federație, dacă acceptă să fie primăria Târgu Ocna cu echipa Oitu, sau nu știu care e forma, nu-mi dau seama cum mai bine. Acceptă, domnul primar, și vă spun că acceptă și modificarea schimbării. De aceea eu mă rog tare mult. Nu fără niciun problem. Dacă am început discuția asta, haideți să o finalizăm. Vedeți că sunt probleme cu activitatea aceasta sportivă și dacă noi suntem cât de cât reglementat și dumneavoastră aprobați cele două probleme, atunci tot executivul se va strădui să ducă la îndeplinire. Deci eu rog pe doamna președinte, asupra sumei să vă pronunțați, da? Asupra sumei de, să plătim, să pornim și sigur că cât mai curând posibil noi să punem organigrama cu activitate sportivă și acest compartiment să vă ocupa de toate spuse. Suma aprobăm la diverse contabile de aici, compartimentul. Cheltuielile necesare funcționare. Este o hotărâre cu spunea de proroșeță, în spiritul și litera legii. Deci până la urmă nu putem avea un fotbal greșit, sigur, da? Un angajat. Trebuie să băgăm neapărat echipa, să înțeleg, da? Dar nu e echipa, nu ce legătură de echipa cu toate minunile astea. Am spus că pentru începerea campionatului, dar am reținut că vine pentru începerea campionatului. Trebuie să plătești taxă baremul pentru ca echipa asta să fie înscrisă în competiții. Clar. Nu te primești în competiții decât dacă nu plătești suma de. Care să facem recreațional pentru... Nu faci nimeni recreațional. Calendarul competiției. Antrenorul va fi angajat. 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 Antrenorul
Să, dar activitatea este, n-ai cum să-l desfășor, dacă nu vin cei care sunt autorizați, arbitre, știu și eu, observatori, medicul, echipei, cei care... Transfer de jucători... Exact. Asta înseamnă să o desfințăm echipa. Dar nu poți să mai zic să fiu Înseamnă desfințăm aici. Să nu mai vorbiți în paralel. Dacă sunteți de acord și considerați că discuțiile au fost destul de consistente, haideți să trecem până la urmă la vot efectiv și să stabilim dacă această echipă își continuă activitatea. Lucru care presupune virarea celor 10.000 de lei pentru a continua sezonul competițional sau cine nu dorește. Da? Să vedem ce anume facem în continuare. Supun la vot... crearea acestei sume. Odată suma și... Sigur, pentru suma de 10.000 de lei, cine este pentru finanțarea acestei activități și continuarea competiției sportive în domeniul fotbalului? 10.000 de lei. Da. Împotrivă? Eu cine sunt împotrivă. Mi-am anunțat. Și domnul consilier Roșe, sunteți împotrivă? Eu nu sunt împotrivă. Vă abțineți? Și ridic o chestiune de principiu. Îl respect de domnul primar și apreciez capacitatea domniei sale de a duce la același numitor pe toată lumea. Îl fericit. Dar cu toate acestea, prin propunerea făcută, se contrazice pe sine în sensul că, a spus, discutăm, informăm, dar nu luăm nicio hotărâre. Nu este hotărâre de principiu, e vorba de direcționarea... Sens al cuvântului, sens să aibă orientare. Deci, faptul că se adoptăm și o să ne luăm pe parcursul toate chestiunile astea, și de procedură, și de termen, și de orice. Deci, sub acest aspect, mă abțin. Dar, cu toate acestea, să se rețină că agreez sportul. Și aceasta este, într-adevăr, o alternativă, sau aceasta este o alternativă la ceea ce se întâmplă cu tinerile comunitate. Acesta este un aspect. Al doilea aspect, dacă sunteți de acord cu angajarea unei persoane care să... Eu zic care organizează. Asta să nu e iminent. Nu e vorba de nominalizare. Ședinta o compare, veni cu organizare. Domnilor, nu, dar e treaba să se strică. Factura este pe masă. Ascultați-mă un pic, o chestiune, dacă vreți, dacă vreți urgentă. Domnul viceprimar și-a dat cuvântul de onoare la domnul de la Agenția Județeană și a spus, domnule, amână-ne campionatul cu o săptămână, să nu pierdem tot ce am construit până acum. Că vom lămuri problemele administrative. Și vom lămuri problemele. Sigur că domnul Roșeț are dreptate. Trebuia proiect cu aviz, cu nu știu ce. Nu să-mi aprobați plata asta și îmi dați mie dispoziție, mă, nu lăsa echipa asta să piară. Ori dacă vrem să nu piară, nu se poate, domnul Roșeț, nu vrem să piară, dar nu vrem să plătim banii ăștia. Păi fără banii ăștia pierde de la sine. Și responsabilitatea care este? Iau de la un capitol, pot să-l iau de la cultură să plătesc dincolo și rectificăm toată chestiunea asta. Dar nu pot să o facă primarul că vrea el să facă plata asta când am prins-o. De aceea sunt situații, să spunem, o situație extremă în care putem face acest lucru. Și atunci eu în baza scriem în procesul verbal și o să mă întrebi cineva vreodată, o să spun, dom'le, n-am făcut-o singur. Toată lumea a fost de acord. Pentru că eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să respectăm, dar apar situații de genul acestea de aici, unde va trebui să luăm o hotărâre. Nu plătim până mâine dimineață, așa, sâmbătă, când e etapa? Sâmbătă sau duminică? Sâmbătă. Sâmbătă. Asta înseamnă să mai suntem o lună de zile, sunt și tot ce s-a muncit ani de zile, s-a terminat. Nu. Ori eu stau cu factura și spun, domnule, eu nu pot plăti dacă nu mă agrează consiliul, că apare la cheltuială când facem execuția bugetară. Eu altceva am vrut să zic, domnule, că cu suma am lămurit-o. Păi da, bine, s-a votat, dar am vrut să dau explicații. S-a votat ăsta. Vis-a-vis de organigramă. Acum la organigramă. Organigramă. Nu mai zic
principiu trebuie să... Da, eu am înțeles, da. Vis-a-vis de organigramă, ziceam că nu este la fel ca și chestiunea cu plata. Putem să discutăm... Nu, organigrama va fi proiect de hotărâri, altceva, absolut, nici următoare. Ce mi-a avis la agenție, eu ce-am spus, că avem o decizie de luat astăzi și o decizie în care noi ne îndreptăm și o luăm altă dată. Deci se stabilește că facem acest compartiment. Făcând compartimentul, se regăsiți în proiectul de hotărâri de modificare organigrame, dar atunci nu mai discutăm de ce l-am făcut. Atunci noi ce trebuie? Trebuie să luăm dintr-o parte din alta și să facem, să ne limităm la numărul de salariați și să facem acest compartiment de activități sportive, așa cum a spus și domnul consilier, în care să aceste persoane care vor fi acolo vor primi sarcini clare de serviciu și se vor ocupa de tot ce înseamnă activitate sportivă. Adică de la șah, beghemo, judo, atletism și știu alte ce mai vreți, haltere și ce mai fi, și atunci va veni și va raporta aici în Consiliu ce activitate face. Domnul primar, ca să lămuresc pe domnul consilier, de exemplu, la 2000 prezente nu mai ai voie, deci e suspend automat. Deci sâmbătă e a doua neprezentare. La a treia te suspendă din campionat. De asta e o urgență cu plata ca să poate să ducă sâmbătă la... Bine, acum... Acum ca să țin și eu cu domnul Roșel. Nu mai am crepat. Deci, se știa din momentul... Exact. Era o chestiune urgentă, suplimentare de zi. Dumnealor trebuia să pregătească proiectul de hotărâri. Era o altă poveste. Eu cred că vorbim...